Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn român care și-a lăsat mașina într-o zonă cu parcare interzisă din orașul Nantes, în Franța, a rămas în cele din urmă fără vehicul după ce a refuzat să plătească amenda și costurile de depozitare de după ridicarea mașinii. E român 100%? Lasă-mă să ghicesc, era BMW-ul. Da, da, un BMW. Un BMW mic, X1. Să fie SUV. Costă mult. Care e cel mai ieftin? Cel mai mic. Dă-mi-l pe ăsta cel mai mic. Deci avem un mini SUV BMW. A fost lăsat pe un drum public din acest oraș francez, pe avari, probabil. Cum se lasă în general aceste mașini. După ce i-a transmis mai multe avertismente, pe care proprietarul le-a ignorat, municipalitatea a aplicat legea. Vehiculul a fost confiscat și zdrobit într-un depozit de fier vechi. Asta e o răutate. Aoleu! I-a făcut... Ce? De ce faci o chestie? Păi... Asta e, a fost distrusă mașina, confiscată, distrusă, mașina abandonată pe domeniul public, practic, după 7 zile. Păi de ce n-au vândut-o, revândut-o? Nu cred că se ocupă de ce n-au dat-o la piese de schimb? Cred asta mi se arată în peni. Da, cred că costă mai mult procedura. Practic au distrus-o, să fie și pentru descurajare. Dar au reciclat, adică au pus plasticul la plastic și fierul la... Nu știu, mă, pui și tu niște întrebări dacă au reciclat-o. Au distrus-o, i-au distrus mașina. Se pare mai fair la noi, unde le confiscă și până le ia poliția. Așa știu că mergea treaba la un moment dat. Serios? Nu știi că avea poliția niște mașini? Nu, cred că ai văzut în Bulgaria. La noi nu... Nu, la noi le se cumpără direct. Le scol la licitație. La noi se cumpără BMW-uri. Dar zic, a fost o perioadă la un moment dat, acum vreo 10 ani. Are domnul Claus niște prieteni și s-au cumpărat, să știa, mașini foarte bune. Tot BMW. Tot BMW, da. S-au cumpărat sute de BMW-uri cu cutie 8 trepte, triptonic, nu știu ce, înțelegi, ca să urmărească... Alea, ca lumea. Le-a luat din parcare. Eu nu vreau să mă contrazic cu voi, dar... Să urmărească Dacile Spring prin traficul bucureștean. Poliția locală sector 2 și acum există și o Alfa Romeo și o un... Cred că sunt donate. Crezi tu? Da. Mă rog, ok. Bun. Deci ce vrei să spui despre acest subiect în cazul ăsta? Că, domnule, mie mi se pare prea mult să-i distrugi omului mașina. Așa e, adică ia-i-o. Și nu mai da înapoi. Dar fă ceva cu ea, nu știu. Adică să o vadă în trafic să plângă. Da. Da. Română, odată judecată primăria respectivă, a cerut despăgubiri. Cererea a fost respinsă de instanță, care a constatat că municipalitatea din Nantes a respectat prevederile legale, iar cetățeanul a primit suficiente avertismente și oportunități să-și recupereze vehiculul. Deci românul s-a dus acolo și a zis, lasă-mă că merge, înțelegi? La noi, în țară, nu e posibil așa ceva. Boss, adică, unde o pun și eu? Serios, trage-o pe dreapta. Mie nu-mi place să generalizez, nu pot să spun la noi ca la nimeni și nu știu ce. Dar e clar că în România nu există astfel de cazuri în care îți lași mașina 7 zile undeva unde încurci circulația, cel mult ți-o ridică. Deși există o mișcare națională împotriva așa numiților hingheri de mașini. O? Când se aude că vine aia să-ți ridice mașina, lumea iese în stradă ca la Revoluție. Fugiți! Nu iese în stradă când avem miniștri corupți, când fură guvernul, când își bagi joc polițienii de noi, bă, da, până la mașina mea, adică să-mi ridice mie mașina pe care am lăsat-o pe avari în față la magazin, asta nu se poate, iese lumea în stradă. Sunteți de acord cu mine? Da, și vezi că în România depinde și de brandul mașinii și de cât de scumpă e mașina. Da. Dacă e scumpă, eu zic că nu se ating de ea. Cel puțin nu prea ușor. Poate, habar n-am. Și la mall am văzut că sunt mașini foarte scumpe pe care nu... parcate aiurea, de care paznicii nu se leagă. Uh-huh. Se leagă de sărmanii aia mărăștenii care vin câte o mașină veche, câte un Matiz, ceva de genul ăsta. Toyota ceva. Da. Vezi, Luca, să-ți iei mașină scumpă și să parchezi și tu unde vrei. Da. V-aș invita prieteni la o discuție pe tema asta. Ce reguli, ce amenzi, ce sancțiuni, nu numai din trafic. Poate pentru orice, pentru comportament necivilizat. Ce astfel de reguli și amenzi, sancțiuni credeți că ar trebui importate din alte țări? Și la noi, ca să mai descurajăm comportamentul necivilizat în țara asta, ca să nu spun cocalarii și mitocanii. Adică ce credeți că ar trebui făcut și aici, din ce ați văzut? Sau poate ați pățit lucruri interesante pe afară și vreți să ne povestiți de ele. 0372-069-599 despre reguli care funcționează afară și în România, nu? Și ce credeți că ar trebui adus și la noi? Despre asta aș vrea să vorbim în dimineața asta. Și mesaje pe WhatsApp 0728-3132. Da, evident că toate mesajele s-au dus în zona de trafic auto, că așa am construit dezbaterea, este vina noastră, lasă că mai discutăm noi despre reguli și în alte domenii, dar atunci hai să ne oprim la trafic, avem telefoane și mesaje. Deci v-am întrebat ce reguli credeți că ar trebui importate și în România de afară ca să mai civilizăm un pic
ce să zic. Traficul. Da. Florin, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Sunt Florin din Deva. Haideți să vă spun pe scurt o pătanie care am avut eu la Timișoara cu ceva timp în urmă, eu fiind din Deva. Mă duc să ridic o diplomă de la Universitatea de Vest. Normal, într-un oraș mare, căutam să fiu cât mai corect, că nu știam. Vis-a-vis de universitate, o parcare. Toți se decalaseră cu o roată, încât ultima parcare a ajuns să aibă 90% din ea liberă și 10% ocupată. Și eu am parcat normal, că n-aveam unde acolo. Să vă spun ce mafie era acolo. Aveau pensionari, că ulterior mi-au ridicat mașina pentru o roată pe zona care ziceau că este o zonă verde, dar de fapt n-avea niciun fir de iarbă. Eu am parcat acolo, îmi ridică mașina, mi-o duce într-un centru unde aveau ei depozitate mașini, într-un final ajung acolo. Vă dați seama că asta vreo 3 ore să-mi recuperez mașina. Am dat 800 de lei acum vreo 8 ani să-mi ridic mașina. Da. Eu eram cu ceva probleme medicale acolo să ridic o diplomă și îmi spun băieții de acolo, păi zic, bă, dar cum se procedează? Eu n-am pățit niciodată. Zice, avem pensionari pe toate zonele Timișoare cu aparat de foto sau telefoane. Așa. În momentul în care văd o mașină parcată prost, fac poze, ne trimit rapid pe WhatsApp sau pe ce le trimiteau, bănuiesc că WhatsApp, ăia vin la fix, și? La pont. Ți se pare corect sau incorect? Mi se pare incorect, în primul rând era plătit la negru și mi se pare foarte incorect pentru că eu n-am avut o parcată ilegală, eu am avut o parcată într-o parcare care se decalase cu o roată. Am înțeles. Exact așa ceva mi s-a întâmplat mie într-un oraș italienesc, unde disperat că nu găseam loc de parcare, am observat tot așa un loc un pic mai strâmt, mai ceva. Și am parcat-o acolo. Și când m-am întors după 2 ore, era un polițist care scria una lettera d'amore și mi-o punea în parbriz în valoare de 100 de euro. Bine ți-a făcut. Și l-am întrebat, ma perché? Și mi-a spus, păi 50 de euro pentru că ai parcat pe un loc de reședință și este ora 6:10, aveai dreptul până la ora 6, deci depășisem 10 minute, și încă 50 de euro pentru că ai parcat în afara locului marcat. Și am zis, da, li altri, adică celelalte mașini, nu contează. În ce oraș era asta? Luca. Luca, frumos în Luca. Da, foarte. Deci există mafia pensionarilor și în Luca. Da. Salut, băieți. În Danemarca ți se confiscă mașina dacă ai depășit viteza cu dublu limitei de viteză. De exemplu, dacă în localitate 50 tu ai mers cu 100, ți-a luat mașina. Indiferent că e a ta, a lui mama, a lui un prieten sau frumos. În leasing. Tare asta. Îmi pruntă și mie o mașină, să știu că ți-o dă înapoi după aia. Să-ți fac o bucurie. În Polonia, uite, a intrat în vigoare de curând o lege, cred că e mai puțin de o lună, care permite autorităților să confiște mașinile șoferilor care sunt prinși băuți la volan. Asta este da. O anumită limită. Da. Dacă foarte fac accident, nu știu ce, le confiscă mașina. Primele confiscări au avut loc la numai câteva ore după ce a intrat în vigoare legea. Noaptea aia. Ea nu știau. Deci confiscă mașina, ești băut peste o anumită limită. Pa. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața, salut băieți! Salut, Ionuț! Din București. Ia zi! Scurt și repede înainte, acum câțiva ani am fost până în Germania, într-un oraș Freiburg și am ajuns undeva pe la vreo 1, noaptea, 2. Și era o intersecție în cartier. N-aveam loc de parcare, bineînțeles, că da. Așa se întâmplă și singurul loc liber era pe semicercul acela, între treceri de pietoni. M-am uitat pe partea cealaltă, am văzut o mașină cu numărul de Germania, băi, se poate ca la noi. Dimineața, bineînțeles, când dimineața, la 12, când m-am trezit, când m-am dus la mașină, amenda în geam. Da, ți-au luat și asfaltul de sub mașină, practic. Cât ai luat amendă? Undeva la 28 până în 30 de euro. Subțire, ai plătit parcarea, practic. Mersi. Subțire, uite, aici avem o situație care ne macină pe toți, aia cu parcatul pe locurile pentru persoane cu dizabilități. Da. Și uite ce a pățit Rodica în Croația. Spune că am parcat pe locuri pentru persoane cu dizabilități doar pentru că era șters și aproape invizibil marcajul de pe asfalt. Am văzut abia după aceea. Am intrat la cumpărături și când am ieșit nu mai era mașina. Am luat un taxi care m-a costat 30 de euro până la locul de depozitare. După aia am fost la bancă să plătesc amenda de 150 de euro plus taxa băncii pentru... prelucrare, așa că cele mai bune soluții, spune Rodica, amenzi usturătoare pentru toată lumea. Deci, atât în Croația, dacă parchezi pe locuri pentru persoane cu... Da, să știi că nici nu trebuie dat, adică nu dai pentru toată lumea. Dacă aplici de câteva ori astfel de amenzi usturătoare, ridici mașini, confiști, înțelegi, lumea în față. Adică aud între prieteni, băi, mi-a dat la amendă, a luat 200 de euro amendă că am parcat pe locul de handicap. Salut, nu mai parchează nimeni ilegal acolo. Da, zi. În schimb, la noi, uite, ne invită un ascultător în municipiul Moreni.
Da. Unde se parchează petrecerea de pietoni? Se lasă mașinile pe avarii oriunde, se parchează pe trotuar. Totul sub nasul poliției inexistente. Ce vă amintesc că Moreni este unicul municipiu din lume fără semafoare. Deci, legi există, dar nu există legiuitori. După cum a observat foarte bine colegul Adi Tudor, mașinile de poliție rutieră din țara noastră, dacă ajung într-o intersecție care e blocată, pun girofarurile să treacă ele și să-și vadă de Da. Nu interesează de restul lumii. Da, nu mai avem timp. Nu cred. Ne oprim aici. Vă mai spun doar că eu am plătit amendă în Portugalia, pentru că în Cascais am parcat mașina pe un loc care era desenat, mai erau două mașini parcate alături, tot pe un loc desenat, și n-am văzut, scria în portugheză, da, că puteai parca acolo doar dacă erai locuitor al orașului, altfel ca turist, nimic. 75 de euro și la revedere. Mai avem 30 de secunde să zic. Nu mai avem? Zi. Să știi că și eu am luat amendă de parcare în București, în urmă cu mai puțin de un an. Am luat o mașină, avea numere roșii, am parcat-o aici aproape, pe Bulevardul Caranfil. Am traversat strada și mi-am dat seama că n-am plătit parcarea. Și nu știam numărul. Adică, fiind numărul roșu, nu știam. Și zic, bă, nu, lipsesc numai 10 minute. 10 minute, Alice. Când m-am întors, aveam amendă în parbriz, 200 de lei la primăria domnului Nicușor. Bravo, bine. Și fără posibilitatea de a plăti la jumate. Am plătit tot, ce să fac? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.